Bună ziua, doamnelor și domnilor. Suntem în direct în grupul Microfonul Liber. E duminică, amiază, oră tradițională pentru discuții libere. De pe când eram la Chișinău amândoi, și eu și tizul meu Oleg Adrian Vlad, ne întâlneam pe aleea clasicilor și puneam țara la cale. Azi suntem departe, eu sunt la București, el e la Berlin, dar avem chef să ne exprimăm. Eu mai puțin, el mai mult. Vrea să vorbească despre Cartea Recordurilor Guinness. Ce-ți vine, Oleg? Da, salutări la toată lumea. Vreau să vă anunț că fiecare an, a treia duminică a noiembrie, permanent, să fac un fel de sărbătoare, sau cum se numește, care este datată pentru recordul Guinness-ului. Și duminica asta care vine, tamam ca și sărbătoarea. Cum sărbătoresc oamenii sărbătoarea aceasta, adică tot cu niște concursuri, cu niște lucruri interesante, de pildă, care cu niște anomalice sau niște prostești, niște ninormale variante pentru a arăta însuși pe sine. Și care cu adevărat lucrează învățați și accepte, dacă accepte învățați de asta, înseamnă așa trebuie. Cum deodată a ieșit cartea asta, eu vă lămuresc, deci istoria asta înainte, îmbătrâneț, în vechime, la, în 15 secol, în 16 secol, oameni când aveau prindeau unul pește, dacă chiar și la noi în sat este, da, eu am prins așa pește, dar eu așa pește am prins. Unul la altul așa, un fel de să laudă, de pildă. Sau cineva dacă a văzut o pasăre interesantă sau o a avut-o. Și de aici se face că luau la întrecere. Cine mai mult, de pildă, a sfugă, cine mai mult a mănâncă, de pildă, cine mai mult a zbeie. De pildă, fel de fel de feluri au fost. Înainte, asta au fost doi frați, Ghinusuri, așa, cam așa, am înțeles, familia lor, și ei deci au decis să noteze tot asta în carte. Adică, nu pur și simplu la cuvinte, din cuvinte la cuvinte, ca povești de bambă, și da? Dar se registrează în carte specială. Și ei sunt impresionat că în timp de un an, de 2 de ani, foarte mulți au vrut să participe, dar înainte, în cartea Guinness-ului, dacă eu corect zic în limba română, că în limba rusă Inga Guinness, da? Acolo numai întreișeau, dar открытия ученых, descoperiri care au descoperit învățat sau niște teorii care deja dovedite sunt sau mă rog, era un foarte, foarte serios să atârna către registrarea a toate variante, любых ситуаций, любых случаев, очень серьезно относились к этому и регистрировали в эту книгу. Dar acum tot serios registrau, dar cu timpul a început, adică că nu așa de mult să învățați pașiul открытия, cum spune în limba română открытия, Oleg? Descoperiri. Da, și nu era așa, nu se împlea așa cam mult книга, cartea asta. Și au început, de pildă, să facă fel de fel. Și eu că am gătit un, de pildă, niște, eu foarte mult am ascultat diferite situații care și prostești și interesante și minunate, așa un fel de situație că care mi-a plăcut foarte mult, de pildă, este așa un avion bowling sau cum se numește, dacă eu corect îl zic, Oleg, cum se numește? Boeing, probabil. Da. Apoi el e foarte greu și ia ca 95 de persoane care șed în cărucior s-au legat, s-au strâns pe un câmp și s-au legat de avionul ăsta, adică eu nu știu, creplenii au făcut sau cu ce, și în cărușior așa au trăit
vă câțiva kilometri, vă sute kilometri sau câți, eu nici nu țin minte cât, dar deci și ei au intrat în record în cartea Guinness. De pildă, mai fost încă un caz, de pildă, o persoană a făcut 690 de triucuri în biliard într-o noapte, în 24 de ore. Asta e sopatie la toată lumea, asta e imposibil așa ceva să facă, asta este, cum să zicem, imposibil așa ceva, dar s-a făcut. Sau, de pildă, dacă ați văzut mingile este de bowling sau șarei, cum se numește? Minge, da? Da, sau bile. Sau bile de bowling, da. Apoi, ca o persoană a construit din trânșe, din 10 sau din 6, она сумела поставить их один на один, чтобы они стояли ровно в разрез с показаниями физики и геометрии. Адика геометрия зичика ротунд ну под стей уну пиал. Дар персона аста удовидит, ка лесин шаса цау зичи минчи, он били еси, он уцеминти кати аноми нумару, дар лесин ка уна пиал по стей о скимбат парерия тотуш аута. Сау ди пилдем ира тотун каз дистак de pildă, au făcut omlet. Noi toți iubim omletul și facem cu ou, care, da? La România tot este omlet, da? Nu știu, Oleg, eu sunt vegan și nu mai fac de 7 ani omletă. Nu, dar înainte, tu așa cam știi, este, se înțelege ce înseamnă omlet în limba română, în România, în țara Da, asta. noi mai zicem scrob, ouă sparte și prăjite. Ok, apoi ca așa un Fripte, zic ei. au dovedit să facă în Portugalia până la 6 toane. Oi, sorry, până la o toană. Așa de mare au făcut de amletă. Da. Își dai seama, da? Ultimul record Guinness pe care l-am văzut la televizor era despre bărbi legate între ele, bărbați cu barbă, care Aha. jumate o împarte în stânga și se leagă de vecinul din stânga și jumate se leagă în dreapta de vecinul din dreapta și cea mai mare distanță a fost bătută cu, iată, bărbați cu bărbi împărțite în jumătate, dacă vrei așa distracție. Sunt unele recorduri nevinovate, oamenii își măsoară limba și constată că are cea mai mare limbă, care scuipă mai departe, dar sunt unele foarte periculoase. Cel mai lung mers deasupra, la cea mai mare înălțime, pe sârmă sau chestii din astea și unii mor încercând să bată recordul Guinness sau se schilodesc, rămân infirmi pe toată viața sau pun în pericol viața altora. Și se întâmplă asta cu martori, pentru că dacă nu vine cineva de la cartea Guinness să-ți măsoare recordul acela, să-ți atesteze recordul, nu e înregistrat, nu-l crede nimeni. Și, de pildă, în Indonezia au găsit niște albini de mărime de 6 centimi. Înainte, eu așa un fel de такой viteră пчел, un fel de neam de albini, au fost ca când scris că s-au pierdut, dar deja din nou s-au găsit și au fost tot introdus în cartea Guinness-ului. Toată fauna și flora de pe planetă e atât de diferită încât dacă ai pune niște criterii foarte stricte, toate ar trebui să intre în cartea recordurilor. Vespele cu cele mai late dungi, albinele cu cele mai colorate aripi sau eu știu, lăbuțe și tot așa. Unele recorduri pot fi chiar absurde, aberante. Nu, este ca de pildă doi oameni care au mărime de penis 50 de centimetri, tot au intrat în
în record Guinness. Asta tot așa un ceva. O femeie are țâță, sau cum se numește în limba română, cheptul, da, ia cam Sim, amintit. da. 20 de... 20 centimetri. Așa, până la 7 kg, care o țâță la dânsa. Tot o intrat în recordul ăsta. Asta, ai auzit de așa ceva? În schimb, am auzit în Uniunea, se glumea în Uniunea Sovietică că era cel mai mare pitic, sau aici la București am văzut cea mai mare pizzerie mică, ceva de felul ăsta. Sunt Nu. glume despre cel mai mare, cel mai mic. Apoi, tu ai învers de penis? Nu, de pizzerie și de cel mai mare pitic. Nu vorbim de penis, că nu suntem obsedați. Deci, ce înseamnă pizzerie? Ce ai Pizzerie. învers? Bună ziua! Dacă te duceai în Italia, ai fi știut ce e pizzerie. Dacă te-ai dus în Germania, acum știi probabil de burger sau de ce știi tu. Eu am fost la Italia în noiembrie anul trecut, am fost Și n-ai auzit tu de pizzerie? O, apă de pizza, eu am crezut că tu o numești penisul pizzeria și zic că poate Na, asta e ceva ți-am nou zis la că eu nu tine. sunt așa obsedat ca tine. A, nu știu eu. Eu tot am ascultat când era interesant și de este de pildă, da. Și încă pot să vă spun, dacă voi vreți să vă registrați la Cartea Recordul Guinness, trebuie să intrați în internet și să înscriți-vă, să registrați acolo și vine un blank și voi completați tot acolo ce trebuie și la voi vine numai 3 variante de răspuns. Sau dumneavoastră nu sunteți acceptați, sau dumneavoastră sunteți acceptați și vă propun ziua când să veniți la control, sau asta merge vorba dacă așa. Если ты хочешь переделывать рекорд чей-то, да, так то ай чего ноу ноу каринуар ними, а тунче дар и скрил уни требсы виши, требсы ай мульти-мульти довец, касы вады луме, к аса ко адеварат ту ешь, ко адеварат аста я та есть, кум идея аша шама департ. Дека, ту мае дизбату, дака есть о персона, кари 5 минуте însuși pe dânsul aprinde și stătea în foc, adică fuge. În 25 de secunde, el a fugit 100 de kilometri. Tu te închipui cât de mult asta? E exclus. Și scuza, așa scrie... În 25 de secunde nici un avion supersonic nu parcurge 100 de kilometri. Și eu, că asta nu știu, asta ca un fel de, ca în limba română spun, ca scora sveta, sau cum se numește, cum asta, Ei, nu chiar limba. viteza luminii, viteza luminii e mult mai mare, sunt 300 de mii de kilometri pe secundă. A, pe secundă, aha. Apoi egal, asta e tare mult, 25 de secunde, 100 km, dar tu trebuie și ca avionul, dar Păi lângă îți spun dânsul că erau nici mai... avioane nu există care să zboare în 25 de secunde 100 de kilometri. Înseamnă el Rachetele, poate. de atâta și-a intrat în recordul ăsta Guinness, că a Nu făcut cred că minut. există așa ceva, cred că încurci tu, poate 100 de metri ai alergat în 25 de secunde și tot e... Da, e posibil, cred că recordul de 100 de metri e sub 10 secunde. Mai eu, adică cei ce am ascultat, îți spun că n-am încotro să compun sau de pildă Da, să cred că n-ai intrați tu. citit tu atent sau n-ai ascultat, că tu nu, nu vezi să citești, Eu dar am n-ai ascultat. ascultat și cred că acolo în loc de metri a zis kilometri, că se mai întâmplă. Dar un kilometru e 1000 de metri. Deci Uite, diferența e de niște zerouri acolo sau de o literă. în 25 de secunde el a fugit 100 kilometri. Nu, 100 de metri, Oleg, putea să alerge. Mai ales Dacă de la nu... Ardea, era în flăcări. Apoi el era îmbrăcat în specială Știu, da, de chestia. acord. Dar, mă rog, aici insist că 100 de kilometri, că chiar e interesant să uiți la internet și să vezi omul care a fugit 100 kilometri în 25 de secunde.
Dar este încă unul, tot era un bărbat, el a avut un accident și, de pildă, după asta, este accident, la dânsul s-a explicat disfuncție половых органов, cum se numește asta, disfuncție organele intime și el în fiecare 2-3 minute, adică se evacua, nu știu cum în limba română asta se numește, vot, eu știu, adică și au fost nevoiți oamenii să-i facă lui operație și total să-i schimbă organul de la femeiesc, din motivul că ceea ce se face cu dânsa asta e imposibil, era nici cu natură, nici cu trai, el nu putea să trăiască, adică mă înțelegi ce am în direct, om? Da, dar nu cred că o problemă de erecție masculină se rezolvă cu schimbarea organului la feminin. Cred că sunt mai degrabă S-a terminat, bancuri, adică nu glume. s-a liniștit, adică nu s-a evacuat deja. Și au mai fost cazuri când cu motocicla pășeau, nu știu, acolo nu țin minte, 100 de metri, 100 de metri de tunel în foc plin. Și aici, metri sau kilometri, că aici nu prea am înțeles, dar ne parcă tot 100 kilometri, da. Au mers prin foc aici oamenii în motocicletă. Sau, de pildă, doi oameni de la India au plecat la Milan și acolo, în timp de vreo câțiva secunde, minute, au spars tare, tare multe cu ciocanul. Spărgeau când aruncau, apoi înălitul, prin aer, spărgeau nușile, de pildă cu ciocanul ăsta. Și care este pericol că unul lângă altul stăteau și ei puteau să încolșească și să ucidă unul pe altul, de că asta nu s-a primit. Adică tot o trecut bine și oamenii au, cum se zice, au câștigat. Eu, precum înțeleg, având ceva nou și când tu duci ceva în record Guinness-a, ți-i dai ceva un ajutor, așa e, Oleg, un fel de premie Nu sau prea cum cred, spun. îți dau certificat și atât. Certificat de Nu. atestare de înregistrare a recordului. Nu cred că îți dă nimeni niciun premiu. Da, nu, nimeni, parcă îți dă un fel de, îți dau niște bani. Poate să fie sponsor, eu știu, dacă există un record care n-a fost doborât de mult timp, dacă e un record care atrage multă lume. Da, cum fac partidele, cum fac guvernele, cel mai mare drapel, cel mai mare meeting, cel mai mare marș, cei mai mulți oameni care se țin de mână. Și atunci poate cineva să vrea să dea pentru încurajare sume bănești sau premii materiale celor care participă și doboară recordul acela. Dar Poți, altfel nu poți. cred că organizația asta care centralizează recordurile Guinness nu cred că dă vreun premiu. N-am auzit de așa ceva. Ai doar satisfacția că ai doborât recordul, sau măcar că ai încercat. Pentru asta lumea și să steră că dacă ei intră în cartea asta, lor dau oarecare premiu. Poți să te uiți, te rog frumos, că ia că la asta eu am uitat să mă uit în internet. Că asta e tamancă pentru tema noastră, că totuși pentru și oamenii se duc la risc și își pun viața sa sub pericol pentru numai ca să știu scris în cartea asta, nu, imposibil. Pentru asta îți plătesc să-i buni bani, dacă nu mă greșesc. Uiți, Oleg, Nu cred, Oleg, să dau cât primești de la cartea recordurilor. Banimărunți.ro. Nu cred că se dă bani oamenii de regulă pentru orgoliul lor, pentru vizibilitate, ca să iasă din anonimat, fac eforturi și doboară recorduri. Nu cred că au nevoie de bani. Cine are nevoie de bani se duce la lucru sau joacă la loterie. Și cei mai mulți îi pierd, nu? Pentru că nu pot să la câștige loterie toți. și ce ai găsit acolo în internet?
Cine visează să se îmbogățească cu bani de la Cartea Recordurilor, să-și pună pofta în cui? Păi ce primești de la ei? Un certificat cu care să te lauzi. Asta primești. Poate reușești să vinzi certificatul acela și să faci ceva bănuți, că altfel nu ai ce lua de nicăieri. Poate să te chemi la televizor. De exemplu, românul cu cea mai lungă pijama din lume sau cu ceapa cea mai mare. În rest, stai în banca ta, nu merită efortul dacă numai la bani ți-e gândul. Așa, tu citești acolo sau asta tu părerea ta spui? Așa zice omul care face site-ul la bani mărunți, Mioara, acum un an, pe 14 iulie scrie. Iar că este o persoană de 95 de ani care s-a coborât la vreo 6 kilometri în jos, sub apa, cu acvalangul și 95 de ani are o. Și a intrat tot în cartea Guinness-ului și a fost făcut filmul cu dânsul, adică Eu de cred la că asta omul se face zob la câteva sute de metri, nu mai ajunge la kilometru, fără echipament special. a fost cu acvalang. El a fost îmbrăcat în echipament special. A, în scafandru care să-l apere de presiune, poate. A putut cum trebuie, pur și simplu aici să aibă în vedere că el e tare bătrân pentru așa ceva. Și ei s-o pot că asta e foarte riscant ceea ce o avut el și o făcut. Și iacă eu nu știu dacă i-a dat cartea Guinness-ului banii lui, dar el a fost luat în pentru film și acolo i-a plătit arșin pentru participare. Cum te gândești? Posibil că oamenii ăștia care intră în record Guinness, ei pe urmă, de pildă, se poftesc undeva la o emisiune unde se plătesc banii. Este așa posibilitate, da? Chiar de la 50 de metri, dacă te scufunzi, îți trebuie câteva ore ca să se decomprime la urcare. Nu, da, dar pe acolo 6 km în jos erau. E exclus că s-a coborât cu un scafan, cu un acvalang, cu un Ah, costum de da. înot. Cel mai probabil avea un scafandru sau un batiscaf sau ceva care să-l protejeze de presiune. În mare, în Posibil? ocean, presiune foarte mare la adâncime. Îți dai seama câte milioane Acvalanca de tone nici apasă peste tine. nu înseamnă. Acvalanca asta ni ca un fel de открытый скафандр pentru mine. Un fel de... Asta nu e скафандр, акваланг. Asta e un fel de specială de asta, instrumentul pentru a coborâ fiecare om poate să iei аквалангul și să se intre în apă. Corect? Aqualung este doar un costum ca să nu-ți fie frig, aparat de oxigen pentru notul subacvatic. Deci doar aer îți dă ca să stai un pic mai mult de 2-3 minute, cât poate maxim rezista un om fără aer. Dacă Dar ca să reziști la presiune, îți trebuie scafandru, poate câteva zeci de metri în plus, sute de metri scobori. Dar la kilometri ca scobori, îți trebuie neapărat un batiscaf, un aparat care să te protejeze de presiune. apoi, deci este un câine care a intrat tot în record Guinness de atât că o băgat în gură la dânsul, singur, ascundie sub mălfile tenis nășarei, bile de tenis, da? Oleg, bile de tenis în limba română se numește, da? Sau mingi de tenis, depinde de care tenis. Dacă e ăla de masă, tot sunt mingi alea de ping-pong, da, din plastic. Da, de este. Apoi că el 6 mingi o băgat în gură, adică o ascuns. A intrat în record Guinness. A intrat și mâți cu urechi mari și cu coada lungă, tot intrau în record Guinness. În orice caz, care e situația mea? A fost, am vrut pur și simplu să vorbim despre diferite minunate lucruri care se fac pentru ca omul să
adică vestit, și pentru ca să-l știe lumea, oamenii pun și chiar viața lor sub pericol pentru a fi vestiți, pentru a câștiga bani, pentru a face viața mai bună și mai frumoasă. Așa e, Oleșca. Da, oamenii se distrează cu ce pot. Dacă eu, de pildă, n-aș îmbla prin foc, cum un pompier, tot în timp de 10 secunde au trecut 13 uși pline de foc, adică acolo el a intrat într-o încăpere unde care ardea și el la spor, adică o sporit cu oameni, cum asta limba română spune, o sporit, Pus ca pasporiu. pariat. Da, au făcut pari că el asta, așa cum este focul, așa cum în dușala asta, el poate să treacă prin 3 uși, 13 uși, nu prin 3. Și văcând asta, el, deci, o câștigat. Sunt oameni care pun și mașina pe cap și motocicla și două femei cu masă, adică tot același om, adică fiecare an faci sterui să câștigă, să intre în record Guinness cu diferite situații. Și ea care ne-a plăcut una, el a luat, a așezat două fete pe o masă și a ridicat cu capul lui masa asta. Destul de interesant, da? Da. Și mai spui? Nu știu ce să mai spun, Oleg, pe mine nu mă preocupă cartea asta, nici să o citesc, să o urmăresc, nici să-mi apară numele acolo în încercarea de a dobori vreun record, așa că nu sunt eu Dar publicul potrivit. este la un învățat care a compus pentru COVID vaccina și el tot o trată în. Mod sigur nu au făcut vaccinul acela pentru cartea recordurilor. Nu, pentru oameni au făcut, dar el și-a primit și Nobelevska premie, dacă ai auzit așa ceva. N-am auzit să dea Nobel pentru vaccin COVID. Da, au fost și asta, dar eu ia Poate i s-a ca. dat pentru alte cercetări anterioare. N-am gătit lecția asta pentru vaccinile ca să-ți accept, dar în parcă când a fost timp de carantină, puteți numai despre asta și vorbeau despre vaccini, despre boală și atunci tamam că pe televiziune am auzit, dar este posibil puteți și dezinformare din motivul că fiecare se stăruie să sperie unul pe altul cu cât mai mult și acum eu nu știu unde s-a pierdut COVID-ul, toți au uitat, măștile nu port, dezinfectant de nu prea să vinde, chiar și la Germania de nu prin toate locurile este. La Eu noi am cum. măști mereu aproape și sunt pregătit să revin. COVID-ul există, l-am avut chiar eu în iunie, o grămadă de oameni suferă și acum, unii chiar mor. Nu are formă pandemică pentru că are o formă ușoară, Omicronul sau ce a venit el acum. Și oamenii sunt mare parte vaccinați, chiar eu am câtesprezece vaccinuri făcute. Dar COVID-ul n-a dispărut. Și nu e o problemă de neglijat. Dar eu aici la Germania, de când am venit, deja 2 ani stau, merg pe a treilea, apoi în timp de 2 ani, adică când erau deschise este vaccinile pentru COVID și vaccinau pe toți gratis și nu dovedeau să uite cine au făcut, cine nu au făcut și nici nu țin minte, vreo 7-8 într-un an am făcut de vaccin. Poate Asta și mi asta. se pare greșit, periculos, dar na, treaba ta ce faci cu sănătatea ta. Nu, dar dacă să iasă COVID de canilă, măcar eu de-am o sunt vaccinat chiar și de elefant. Nu numai de Problema e canilă. că la COVID nu merge un vaccin pe toată viața, cum sunt la HPV sau unele boli din astea
ale copilăriei, de care suntem vaccinați în copilărie. Pentru El, COVID trebuie să te vaccinezi periodic, pentru că el se schimbă și organismul nu recunoaște forma nouă. Nu are anticorpi pentru forma nouă. La fel și cu gripa, trebuie să ne vaccinăm în fiecare sezon pentru felul de gripă care va fi în toamna, primăvara aceea. Aproximativ, că medicii tot n-au de unde să știe. dar cum tu ai simțit? Ea că tu zici că ai fost bolnav cu COVID, ea că și nu-ți ajunge. Știu că bani nu-ți ajung chiar și când COVID este, așa sunt, dar aerul, ea că nu-ți ajunge. Nu, n-a ajuns până la plămâni, dar strănutam, tușam. A fost în forme diferite. Am avut odată COVID în martie anul trecut, când am început să lucrez la gară cu refugiații, și am avut acum, în iunie. La gara cu rifugiați, ca ceva nou. Ce ai făcut? Ca volontior? Poți să zici voluntar, dar eu s-a angajat la o fundație ca să ajut refugiați. Ah, dar unde? La noi, la Moldova sau la România? Ei, bună ziua! S-au 7-lea an în București, cum să lucrez cu o fundație din Moldova? Mă rog, tu poți și acolo, și acolo să lucrezi. Dar ce mă întreba? Posibil că acolo, acolo e fost. Și acolo, ca volontior, tu lucrai și trebuie să-i faci. Trebuie să-i dai apa și să-i angajezi la trai sau cu documenti și trebuie să În faci la primul România. rând să-i ajut cu traduceri, pentru că oamenii vin din lume slavă, nu știu decât rusă, maxim ucraineană, și trebuie să-i ajut să înțeleagă româna sau să-i înțeleagă pe ei funcționarii dacă se adresau la primărie, la casa de bilete, la loc de muncă și tot așa. Aha, tu Și ai avut acum îi vreo ajut două. cu angajarea la muncă, cu copiii la școală, cu medici și tot așa. Aha. Adică tu umblai cu vreo două, trei persoane la care îi ajutai și ei au avut rânduială lor cu documente și tu ajutai să-i traduci. Într-un an jumate, cred că 200-300 de persoane pe care le-am ajutat în mod Și obosei? direct. Normal că obosem, dar seara veneam, mă culcam și trecea oboseala. Mai Aha. mâncam din când în când. Ia că spun oamenii că când au boli de COVID, apoi ceva aud, ceva văd. N-ai văzut, n-ai auzit nici pe tata de jos, nici pe tata de sus. Așa. COVID, halucinații n-ai avut? Nu, n-am avut, Oleg. Eu am avut forme ușoare pentru că eram vaccinat. Dar tu ai auzit de forma asta că de la COVID se fac halucinații? Posibil, dacă oamenii ajung în stări foarte grave, poate să aibă nu doar frisoane cum aveam eu, dar și halucinații. Astea sunt Da. efecte de la orice boală gravă. Dar totuși cum au ajuns oamenii că COVID asta e pur și simplu un formă de gripă? De ce mă întreb pe mine? Întreabă pe oamenii de știință care s-au uitat la microscop, care au cercetat și au văzut că asta e o formă de gripă. Se transmite prin virus. Bun, eu pur și simplu am crezut că ești mai datat, mai informat decât mine și știi că cu COVID-ul n-am avut niciodată nicăieri, numai că am primit multe vaccinuri. Îți doresc să nici nu ai. Nu, degrabă nasa, că eu mănânc imbiri fiecare zi. Bine că îți permite stomacul. Eu ieri am băut un ceai de ghimbir și nu mi-a fost bine deloc. Eu mănânc câte 100 de grame pe zi. Foarte mult. Vezi să nu exagerez. Nu, nu exagerez, dar repede mă duc la WC-ul de la asta. Păi dacă ți iriți tot sistemul digestiv și urinar și ce mai ai tu acolo, că e foarte activ și lămâia și usturoiul și ceapa. Bun, dar eu de pildă pentru astăzi, totuși vă sfătuiesc să vă uitați câți bani vă plătesc pentru Guinness, recoarte Guinness-ului și chiar dacă totuși ieșim că nu plătește nimeni nică, nu trebuie să vălnăjim cu aboala asta și să nu punem viața noastră în pericol dacă încă nu-ți plătesc nică. Și eu nu-s corect, Oleg? Și eu nu-s drept? Și chiar dacă ar plăti, nu merită banii cei dacă îți pui viața, sănătatea în pericol.
Dar nu plătesc, asta e cert. Și atenție, Oleg, se scrie Guinness, dar se citește Guinness, nu Gune. Guinness sau cum zici tu. Guinness. Guinness, Guinness. da. Ok. Da, păi, la mine nu arată cum citești. Îi spun Guinness, tot, cineva zice Guinness, cineva zice Guinness. Dacă e de Guinness, atât, da. nu știu cum corect să spun, Păi, dar cartea eu... recordurilor se numește, poți să nu dai și numele Oleg, firmei dar acum. sunt oameni și care cresc părul până în jos, unghiile tocmai au vreo 20 de, vreo 2-3 km prin părți. Pentru și asta, dacă nu-ți plătesc banii, lămurești pentru show-ul asta de a merge. Adică pe oamenii ăștia invită la show și pe asta plătesc lor, sau cum? Oleg, noi dacă am înregistra microfonul liber la Guinness, cred că l-ar accepta ca cea mai longevivă emisiune. Și pentru ce facem asta? Că nu ne plătește nimeni. De atâția ani, de 20 de ani, nu? De când a început proiectul Hyde Park, tot facem discuții libere în parc. De ce facem asta dacă nu ne plătește nimeni? La fel și aceia care își lasă unghii, părul, nu-l tund, eu știu, barba, și tot Noi, așa, Oleg, nu se spală niciodată, fiecare cu bzdâcul lui sau tare al a ei. noastră, microfonul liber ca tare când a fost creat, el mai mult a fost creat pentru lumea a ieși, a exprima toate, cu tot cu ce ei sunt nemulțumiți către stat, către conducerea, Pentru că pentru că... atunci ne-au închis emisiunea de la radio și noi am ieșit în parc. A fost Da, închisă emisiunea dar Hyde Park de la Antena C. stăți fericit, stăți dovolne, cum se zice, nimeni nu se jelui pe stat. Nu e adevărat. Tocmai că se jăluie foarte multă lume și acum, chiar dacă lucrurile sunt mult mai bune, incomparabil cu guvernarea comunistă de atunci, dar oamenii au acces deja la tribune, la rețele sociale, la grupuri, la YouTube, la tot ce vrei. Protestele nu mai sunt interzise cum erau atunci, deci a scăzut necesitatea de a participa la astfel de microfoane libere. Da, și acum microfon liber noi vorbim, adică numai despre unghi al cuiva, despre record Guinness sau Guinness. Oleșca, dar cine a câștigat la noi în Moldova? Nu știu ce ai în vedere, că s-au pus în joc aproape 900 de primării. Tu unde ai în vedere? Încă mai sunt unele primării unde se face turul 2, de exemplu la mine în sat. Sau la Ungheni. De la mine în Chișinău. Dar la tine în Chișinău primar e Ivan Ceban. La Durlești nu știu cine. Ivan Ceban? Cel care a fost. A, Ionu Ceban. Tu îmi zici Ivan Ceban, eu tocmai mi-am mirat cine. Dar și eu, el a câștigat? Da, din primul tur. La Chișinău. Dacă Ion Ceban a câștigat la Chișinău, apoi Chișinăul nostru plin de rusnea, cum se zice, plin de nu, Nu știu, cum l-au să zic. votat și moldoveni. El se preface nu unionist, dar pro-european acum și-a făcut un partid nou, MAN, nu mai e nici cu socialiștii, nici cu comuniștii și oamenii l-au crezut. Are parteneriate cu primării de aici, din România. Da, dar atunci altfel. Eu am crezut că el tot socialist și m-a mirat că Chișinăul nostru nu alege un normal democrat primar. Dar la mine la Durdurulești cine a câștigat? Hai, dacă tot ești curios, mă uit acum. Eu iubesc pe Eleonora Șaran, că e camâța ta și nici nu aude dânsa nicu. Nu, o să aveți turul 2 cu ea, care acum e la Partidul Cub, și cu Oleg Popșoi de la PAS. Au amândoi, ea are aproape 35%, el are aproape 33%. Oleg Papșoi, ăsta nu-i de la Parlament deputatul ăsta, Papșoi. Nu, acela altfel îl chema Popșoi. Ai înțeles ce am în vedere, O da? știu, da. Dar cum îl chema pe ăsta Papșoi care l-a deputat la Parlament, Altfel, dar nu cred că candidează. El e deputat, șef de comisie, vicepreședinte de parlament, parcă.
Da, asta e și interesant, era și să lepide locul acolo. Dar la Bălți cine au câștigat? Tot turul 2 o să fie. Tot turul 2, înseamnă... O ieșit cineva de la Renato Usatăi și era una de la Șor, dar pe ce au scos-o din cursă și o să fie altul de la Socialiști în turul Dar tu 2. știi, eu așa care m-am răstrăit că Renato a venit înapoi la... și vrea să participe în toate alegerile astea, că el deja Mihai, are... Mihai Popșoi îl cheamă, vicepreședintele Parlamentului. Tu știi că eu așa m-am răstrăit că el și-a zis că el-s duce, dar și bine a făcut că pentru sănătatea lui bine, nu trebuie să nervează, nu trebuie politica sa. Dar amu el iar vrea și am ascultat odată noutăți că el a zis că când aș fi alegem de președinte, el aș câștigă, aș fi concurent cu Maia Sandu. Cum te gândești? A mai încercat el de multe ori și nu a reușit. Nu cred Dar că o să o învingă cineva pe Maia Sandu dacă o să fie alegeri corecte peste 2 ani sau când vine, la anul când vin mai rău, prezidenții. Renat, decât Dadon, spuneți mie. Deși lumea mai mult crede lui Dadon decât lui Renat. Dacă Acum nu-l mai crede nici pe Dodon, dar o vreme îl credeau. bun, am vedea, dar atunci. Eu am terminat lecția pentru astăzi, adică mă iertați, poate nu a fost așa de tare interesantă, dar eu totuși n-am înțeles. Duminica trecută, când eu am vrut să fac Se microfon vorbește liber, românește aici, tu dar ai avut, asta tot era un fel de microfon când vorbeai cu Bobu, da? da, un fel, dar erau discuții seara. Și dacă tot ai vrut și tu să vorbești, n-ai reușit să facem microfonul liber, am vrut să te implicăm și pe tine, dar ție nu ți-a plăcut că discutăm urât despre Bojica și de asta ai plecat. Nu mi-a plăcut, nu asta, nici permanent nu-mi place când cineva urât zice de Bojică, dar nici nu-mi place când cineva ți provoacă la ca să hulești mai departe pe domnul. De atâta și, adică de atâta și eu am ieșit din asta că, mă rog, eu iubesc pașii și asta. Dar, Oleg, tu altă dată, dacă faci duminică și vezi că la mine nu este возможность, așa, posibilitatea să participi ca microfonul liber, pe discuția asta ca microfonul liber, că la noi, ca două duminici, sunt registrate, au fost trecute, da, aici lumina este la mine, da, este, da. Fără diesia, fără microfon liber și asta e foarte rău. Și vreau să vă spun că de la mai mesec, de la lunii de mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, deci pe data de 10 noiembrie, azi și data la noi, 12 deja. 12. S-a făcut jumătate de an de când noi deja facem online discuții, din nou Am revenit, da, la proiectul microfonul liber. v-ați abnăvili, cum să zic în română? Am reînnoit. Da. Că a fost un an trecut, când noi totalnic n-am făcut, am început să facem și ne-am terminat acolo, că asta e an, dar acum, deci jumătate de an la noi, Oleg, duminică în duminică, noi ne stăruim să participăm și invit pe membrii de la High Park toți să participe la discuțiile, este clar lucru. E bine când multe sunt păreri, și câte cineva zice, una noutate, a doua noutate, a treia, și așa se face toate discuțiile noastre. Tamara Rotaru ne trimite un clip despre locul din Guinness Book unic pe planetă unde se vorbește românește, dar e necunoscut românilor. Ghici. Ce Ghiciurile înseamnă? de la Mileștei Mici, ci cu 1,5 milioane de sticle de vin sunt stocate acolo, pe 55 de kilometri de galerii subterane, care au fost mine de piatră cândva și stocarea a început din 68. Am impresia că la Cricova sunt chiar mai multe sute de kilometri, dar poate mai puține sticle de vin. Dacă tot vrei să încheiem cu Guinness Book-ul. Trebuie să scriem la Record Guinness. Păi, n-auzi că are certificat deja crama de la Milești.
Cine? Beciu de la Milești Mici, Ialoveni, are certificat de la Cartea Recordurilor. Asta e foarte bine. Asta Minunat. și o primit el oarecare premie pentru asta, susținere socială sau nu? Clinică? Iar mă întreb. Normal că nu, dar își afișează certificatul la intrare și câștigă o grămadă de venituri din turism sau din vinderea producției, că oamenii zic, a, ia uite, asta e din crama care e în Cartea Recordurilor. Aha. Totuși câștigă, nu așa cum noi vrem. Indirect, da, nu de la Guinness. A, o fost încredințată, colegi, ca să ți iasă interesantă, știi, la record Guinness, cea mai subțărică fată în femeie, adică care a avut 26 de chile și cel mai subțăril băieț sau bărbat, 22 de chile au fost. Și trăiau. Da, mișto. Dai seama ce economie de mâncare. Mă închipui. Dar îți dai seama și OSG-ul îmblătit pe mână. Da, îți dai seama că nu-i cât scheletul tău sau al meu. Probabil sunt niște oameni mici, mărunți, pitici. Și el și ea. Știu că Nu. recordul era un turc care a murit recent, unul foarte mic, avea nu știu cât, jumătate de metru sau 35 cm înălțime. Bun, Oleg, hai că deja ai ieșit din cadru. Cred că trebuie să ne oprim aici. Hai, numai bine la toată lumea, puneți like-uri, subsemnați la noi, dacă aveți noutăți, veniți la noi cu propuneri la microfonul liber la Oleg Veda. Noi permanent să vă susținem și nu vă pierdeți, așa e Oreșca. De acord. Hai, numai bine. Noroc. Da, poți să arunci fricitorul mie, că